Aș vrea să vă spun un lucru. Astăzi putem să petrecem un timp de părtășie în rugăciune, dar tot astăzi putem doar să ne rugăm telegraf. Scriem, punem niște rugăciuni și le trimitem. Sau putem să avem un timp de părtășie în rugăciune. Astăzi putem să facem două lucruri. Putem să plecăm acasă, având un pachet, cu ceea ce am acumulat noi de aici, învățătură, hrană pentru sufletele noastre. Sau putem pleca acasă. Niște oameni sătui, care au stat și au avut parte de un ospăț. Aș vrea să vă spun, știți care este diferența dintre a mânca la McDonald's sau la fast food și de a mânca la un restaurant? Diferența este mare. Dacă te duci la un McDonald's, nu găsești. Găsești mesele de te pus, mănânci o mâncare care se face în câteva minute, îți alegi un meniu care vrei și pleci. Pe când dacă te duci la un restaurant, acolo este altă atmosferă. Nu este agitație. Acolo este totul plăcut. Și știu că majoritatea dintre noi am mers și am mâncat. Dintre dumneavoastră când ați fost mai tine. Sau poate și acum, într-o vreme ca aceasta. Ați văzut diferența dintre un restaurant de a mânca la un restaurant sau de a mânca undeva la un McDonald's, la un chioșc din acesta? Cum vrei să plecați în această dimineață? Având doar un pachet cu dumneavoastră și să mergeți acasă? Sau să fiți niște oameni care ați fost părtași la un ospăț pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi în această zi? Lăudați-i pe numele. Putem să stăm înaintea Domnului, să fim în părtășie cu El. Putem să-i spunem rugăciunile telegrafic, ne ridicăm și totul. Dar putem avea părtășie cu El în rugăciune. Și putem să stăm să-i spunem Lui ceea ce ne doare pe noi, ceea ce ne apasă pe noi, ceea ce dorim ca El să facă în dreptul nostru, în viața noastră. Și lucrurile acestea le putem face doar în părtășie. Ne trebuie timp să avem, să stăm, să privim, să ne bucurăm de atmosferă. Zic ca Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Aș vrea să mergem în rugăciunea aceasta. Este o rugăciune de mărturisire. O rugăciune foarte importantă. Cuvântul Domnului ne spune, poate un or să conducă pe un alt or cu niciun chip. Nu poate să călăuzească. Aș vrea ca Dumnezeu să ne lumineze pe noi, să ne dea înțelepciune. Să stăm înaintea Domnului, să ne mărturisim, să dorim de la El, să privească cu îndurare spre noi, să ne binecuvinteze. Și aș vrea să avem o atitudine corectă. Și am găsit în Domnul Iisus Hristos că El a avut o atitudine corectă când a stat în rugăciune înaintea Tatălui. Și aș vrea să vă dau citire. Și aș vrea să mergem așa și noi înaintea Domnului. Luca, capitolul 22, versetul 41, spune astfel. Apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage, zicând, Tată, dacă voiești, depărtează. Și vreau să mă opresc. Vreau să mergem înaintea Domnului să-i spunem, Tată, noi te-am întristat. Dacă Tu voiești, iartă-ne în această dimineață. Îndepărtează din dreptul nostru păcatele, fără de legile noastre. Îndepărtează-le, te rugăm. Și ultima parte a versetului acestui verset spune, totuși, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Vreau să scot de aici un lucru, să avem o atitudine înaintea Domnului. Nu să-i poruncim, nu să-i spunem, știi, am greșit, iartă-mă și să mă ridic de pe genunchi. Nu. Aș vrea să avem o părtășie în rugăciune. Să venim să fim conștienți de starea noastră și să stăm înaintea Domnului și să voia noastră să fie voia Tatălui. Să nu să-i poruncim Lui și să-i spunem, Doamne, vrem voia Ta să se facă în noi. Voia Ta să fie în vorbirea noastră, în comportamentul nostru. Iartă-ne pentru ceea ce am făcut și ajută-ne să putem să fim mai sfinți. Amin. Mergem înaintea Domnului.